Președintele Tineretului Social-Democrat, filiala Giurgiu, Dragoș Udvuleanu, a susținut vineri o conferință de presă. Acesta a prezentat ultimele acțiuni ale echipei TSD și a vorbit despre beneficiile apartenenței țării noastre la organisme precum NATO și Uniunea Europeană. O echipă a TSD Giurgiu a participat recent la evenimentul Anti-Ro-Exit, o conferință despre Uniunea Europeană și avantajele apartenenței la acest organism. Accesul la fondurile europene, care sunt foarte importante pentru țara noastră, după cum bine știți, în acest moment avem un sold pozitiv de peste 62 de miliarde de euro de când aparținem acestei entități, Uniunea Europeană. Vorbim de asemenea despre subvenții primite din fondurile europene, vorbim de majoritatea investițiilor realizate în România, tot cu fonduri europene, fie că vorbim de școli, creșe, grădinițe și diferite proiecte în multe UAT-uri, adică localități comune din România. De altfel, Partidul Social Democrat aflat la guvernare a reușit să deblocheze PNRR-ul și am reușit să deblocăm de altfel sume considerabile pentru diferite proiecte. Dragoș Udvuleanu a prezentat și soluțiile găsite de autorități pentru problemele fermierilor și transportatorilor. Și vorbim de amânarea temporară a plății creditelor luate de fermieri, acordarea unui sprijin de 100 de euro per hectar pentru fermierii din sectorul vegetal și pentru crescătorii de animale, vorbim de 100 de euro per animal pentru crescătorii de vită, de carne și bivolițe, vor primi sprijin proporțional și crescătorii de porci și păsări. Suma totală alocată de guvern depășește 72 de milioane de euro. Fermierii vor primi subvenție la motorină la valoarea maximă posibilă și aici ne referim la o sumă de 2 lei per litru. Echivalarea permisului de conducere auto categoria B cu TR1, exceptarea de la matricularea ITP și a vehiculelor lente, vorbim de ITP pentru utilaje care pot fi făcute chiar la sediul firmelor. Președintele TSD Giurgiu a abordat și alte subiecte, cum ar fi măsurile guvernării PSD, care au un efect direct și asupra giurgiuvenilor, de la creșterea salariilor, a pensiilor și alocațiilor pentru copii, până la investiții în infrastructura locală și sănătate sau continuarea programelor sociale.